Accident grav pe centura capitalei. Un bărbat a murit după ce a intrat cu mașina într-o cisternă. Șoferul mașinii a intrat pe contrasens și n-a mai revenit pe banda lui de circulație. Impactul a fost atât de puternic încât motorul mașinii a zburat câțiva metri. Polițiștii spun că bărbatul care a murit conducea cu peste 100 de km la oră. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Atât a mai rămas din mașina care a intrat pe contrasens, un morman de fiare. Șoferul acestei mașini a circulat normal până a ajuns la kilometrul 43 de aici, de pe centură. Brusc a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu acest tir. Din cauza impactului puternic, bărbatul nu a mai avut nicio șansă. Motorul mașinii a zburat ca o jucărie după impact. Șoferul cisternei spune că a încercat totuși să evite accidentul și a tras de volan când a văzut că cealaltă mașină se îndrepta cu viteză spre el. Așa a ajuns cu mastodontul într-un stâlp de pe marginea drumului. La fața locului ne-am deplasat cu o ambulanță smurd, UTIM, descarcerare și un echipaj de stingere. Autocisterna era goală, doar rezervorul capului tractor s-a spart și a curs motorină pe carosabil. Viteza cu care șoferul a mers pe acel tronson de drum a fost prea mare, peste 100 de km pe oră. Rudele celui decedat au ajuns în câteva minute la locul tragediei și nu-și explică cum de-a fost posibil să se întâmple așa ceva. Ei cred că cel mai probabil a adormit la volan. Ancheta va decide exact ce s-a întâmplat. Mai bine de 2 ore, traficul de pe centura de sud a capitalei a fost blocat. Polițiștii de la serviciul rutier Ilfov au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă.